Dragi ascultători, bun găsit la Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și astăzi ne bucurăm să continuăm seria de emisiuni pe acest format. Astăzi avem un subiect inedit, un subiect important din lumea academică, din domeniul acesta educațional și în special învățământul teologic. Un eveniment care urmează a fi în luna aceasta, spre finalul lunii, și ne bucurăm să avem un invitat special alături de noi, domnul Marcus Buzler, project manager la Universitatea Emanuel din Oradea. Îi spunem bun venit! Pace și bine v-am găsit! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Știm că, așa cum spuneam, urmează să aveți un eveniment numit Turul Virtual al Universității Emanuel Oradea. Pentru început, aș vrea să vă întreb, pentru ascultătorii care ne urmăresc, ce semnifică acest tur, ce importanță are, când are loc și alte detalii. Așa sună frumos turul virtual, poate legat și de contextul acesta pandemic, însă dați-ne, vă rugăm, pentru început câteva detalii. Pandemia ne-a învățat pe fiecare dintre noi că noul cuvânt din ordinea de zi este adaptabilitate sau flexibilitate. Și asta am căutat să facem și noi. Probabil că mulți dintre tinerii care ne ascultă sau familiile lor își amintesc că până în 2019 erau invitații noștri speciali la conferința Quo Vadis, o conferință de 2-3 zile în care tinerii liceeni din România și de peste hotare veneau la Universitatea Emanuel, pășeau în campusul nostru ca să se familiarizeze cu universitatea, cu studenții, cu profesorii. Însă, din cauza pandemiei, acest lucru nu a mai fost posibil, așa că am hotărât să ducem campusul la ei acasă. Și am organizat turul virtual al Universității Emanuel, un eveniment condensat de aproximativ o oră, care are loc o dată pe lună. În cadrul evenimentului, tinerii, în special de clasele a 11-a și a 12-a, au oportunitatea să întâlnească câțiva profesori, studenți și absolvenți de ai noștri, care prezintă universitatea, idei despre carieră, facultățile pe care le avem. De exemplu, luna aceasta, turul virtual are loc luni, 24 mai, de la orele 19. Iar înscrierea se face pe site-ul nostru emanuel.ro/tv. Este o inițiativă frumoasă și asta dovedește faptul că ne adaptăm la contextul zilor noastre și contextul vremii pe care o parcurgem cu toții. V-aș ruga pentru început, tot fiind la partea aceasta introductivă, știu că Universitatea Emanuel din Oradea este o instituție serioasă, o instituție creștină, instituție care e cunoscută așa, dar poate pentru partea aceasta de sud a țării, în special București și Muntenia, poate mai puțini cunosc proiectul acesta grandios de la Oradea și v-aș ruga să ne faceți așa o prezentare scurtă a universității, a obiectivelor universității, a specializărilor pe care le aveți. Universitatea Emanuel este într-adevăr o binecuvântare a lui Dumnezeu și pot să spun lucrul acesta nu doar în calitate de angajat al școlii, ci și în calitate de absolvent. Am studiat la Emanuel management și teologie și pentru mine a fost o binecuvântare și un loc și un timp special din viața mea, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cred că este un cadou pe care l-a făcut României faptul că avem, prin harul lui, singura universitate evanghelică conservatoare acreditată din Europa. În prezent, Universitatea Emanuel are două facultăți, Facultatea de Teologie și de Management, și 6 specializări. La teologie se poate studia teologie baptistă pastorală, litere, asistență socială și muzică, iar la management avem programele de management și informatică economică. Totodată avem programe de master în teologie, asistență socială și muzică, iar la management avem în management antreprenorial. Și în cele din urmă, în ultimii 3 ani, Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu un program de doctorat în teologie. Observăm că aveți așa o arie diversificată de specializări și de domenii în care pregătiți studenți și specialiști care vor fi mâine implicați activ în societate.
V-aș ruga să ne spuneți ce avantaje ar avea studenții sau potențiale studenți să aleagă Universitatea Emanuel pentru alte discipline diferite de cele consacrate, ca să zicem așa, din punct de vedere teologic, teologie pastorală, pentru că acest domeniu oricum e mai cunoscut și aici e clar nevoie de o chemare specială din partea lui Dumnezeu și de o dedicare specială în direcția aceasta în vederea pregătirii formării teologice. Pentru celelalte specializări, care ar fi avantajul Universității Emanuel față de alte oferte care există la momentul acesta în societatea noastră? Faptul că suntem o universitate creștină ne motivează să facem toate lucrurile altfel decât o universitate seculară. În momentul în care un tânăr alege o universitate, înseamnă că dorește să facă studii superioare, dorește o educație la nivel înalt. Faptul că suntem școală creștină ne motivează și mai mult să punem accent pe calitatea educației. Pentru că noi știm că facem toate lucrurile ca înaintea lui Dumnezeu, nu ca înaintea oamenilor. Noi dăm socoteală înaintea lui, noi căutăm să fie în primul rând Dumnezeu mulțumit de noi. Deci calitatea educației, sunt cele 6 programe, sunt profesori pregătiți, sunt profesori care se implică în viața studenților, sunt programe de voluntariat și de internship pe care le avem la fiecare specializare. Deci e acest accent care se pune pe educație. Pe de altă parte, pe lângă calitatea educației, este comunitatea specială în care se intră. Și cred că lucrul ăsta este foarte important, pentru că la 18-19 ani, mulți dintre tineri pleacă prima dată departe de casă. Lucrul acesta în sine nu e nici bun, nici rău. Însă contează care e anturajul în care ajungi ca să facă acel loc să fie bun sau rău. Și sigur, în final, influența anturajului asupra ta. Să ai colegi creștini, să ai profesori creștini și chiar dacă te-ai desprins de orașul în care ai crescut toată viața, pentru o vreme de familia ta sau de biserica în care ești membru, e important să ajungi în alt loc în care nu doar credința și cultura creștină se conservă, ci în care chiar ești încurajat să slujești mai departe și să organizezi misiuni în împrejurimile Oradei sau misiunile de vară în Bulgaria, în Oltenia, Republica Moldova, Ucraina și în alte părți. Deci e calitatea educației, e comunitatea specială și e creșterea în credință. Și cred că de lucrul ăsta sunt foarte interesați nu doar tinerii, ci și părinților și frații păstori care ne ascultă. E trist să auzi de tineri care ajung în diverse părți ale țării sau ale lumii și o lasă moale cu credința, cu implicarea eclesială, li se modifică paradigma despre viață și aici se întâmplă ceva foarte interesant. Universitățile seculare nu de puține ori au o agendă de distrugere a credinței. Acum, lucrul ăsta uneori se întâmplă intenționat, alteori neintenționat. N-aș vrea să-i pun pe toți în aceeași oală și să zic oriunde este descurajată credința, e o agendă. Dar devin tot mai ușor de acceptat anumite concepții greșite, ca să nu le spun chiar minciuni, care în trecut nu erau acceptate nici de către creștini, nici de către necreștini. Vă dau un simplu exemplu. În secolul trecut, foarte mulți sociologi, atât creștini cât și necreștini, recunoșteau un lucru. Europa a ajuns grozavă datorită reformei protestante. Astăzi, Uniunea Europeană, universitățile și diverse voci importante ne spun dezvoltarea culturală și economică a Europei nu are nicio legătură cu rădăcinile ei creștine. Este fals și e foarte periculos ca de tânăr, înainte să-ți fundamentezi bine credința, să ți se bage asemenea idei în minte. Deci, cred că avantajele unui tânăr care studiază la Emanuel litere sau management sau altceva sunt calitatea educației, comunitatea deosebită în care intră și creșterea în credință. Dragi ascultători, suntem la Actualitatea în Obiectiv, îl avem alături de noi, invitat special pe domnul Marcus Buzle, este project manager la Universitatea Emanuel din Oradea. Împreună discutăm despre oferta educațională a Universității Creștine Emanuel și despre avantajele studierii într-un mediu academic creștin, profesionist. Aș vrea să continuăm dialogul nostru și aș întreba,
Care ar fi profilul studenților, așa, din ce ați urmărit în anii precedenți, acelora care aleg Universitatea Emanuel? Din ce confesiuni fac parte, anumite medii, eu știu, de unde predomină cei mai mulți, din mediul rural, urban, poate așa, pentru ascultători sau pentru unii părinți sau chiar unii liceeni, asta ar ajuta să-și facă așa o părere în ce mediu ar intra dacă ar alege o astfel de universitate. Din perspectiva mediului rural-urban, proporția e destul de echilibrată. Sunt și tineri din mediul rural și din cel urban care vin la universitate. Din perspectiva credinței, a confesiunii din care fac parte, majoritatea tinerilor fac parte dintr-o biserică evanghelică, fie că vorbim despre baptiști penticostali sau creștini după Evanghelie, dar sigur, uneori am avut studenți care nu făceau parte din Alianța Evanghelică, erau de pildă ortodoxi sau catolici, în schimb au fost tineri cu drag de carte, cu caracter și tineri care s-au angajat să respecte regulile universității. Cred că a fost o binecuvântare deopotrivă pentru ei și pentru noi, care am căutat să fim o mărturie pentru ei. Vorbeați despre faptul că trăim într-o societate seculară, o societate care din ce în ce mai mult îl neagă pe Dumnezeu și valorile creștine și este bine că încă mai avem această oportunitate să avem instituții creștine care formează liderii de mâine și e bine să fie formați cu valori sănătoase, creștine, morale, după voia lui Dumnezeu. Dacă ar fi să revenim un pic la profilul Universității Emanuel din Oradea, știu că într-un început v-am întrebat de ce ar alege studenții specializări precum management, IT, muzică, într-o universitate creștină, în detrimentul unor alte universități seculare. N-aș vrea să omitem sau să ignorăm, totuși, și partea teologică și specializarea teologie pastorală și v-aș întreba ce motive mai au studenții să studieze teologie pastorală. Știu că în societatea aceasta rațiunile financiare primează și dacă nu ai conturat așa o chemare clară din partea lui Dumnezeu în direcția aceasta, nu prea îți vine să te mai îndrepți înspre a studia teologie pastorală. Majoritatea tinerilor care aleg facultatea de teologie, specializarea teologie pastorală, sunt tineri care simt o chemare din partea lui Dumnezeu. Și cred că ei se împart în două mari categorii. Pe de o parte, sunt cei care își doresc să fie toată viața full-time slujitori ai bisericii, fie în calitate de pastori, fie de misionari, de evangheliști, diverse slujiri în care full-time lucrează cu cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, îi avem pe aceia care au terminat deja o facultate și poate chiar au un loc de muncă, o meserie, orice meserie ar fi ea, dar sunt părți active în biserica din care fac parte și slujesc fie la timpul de predicare, fie la studiu biblic, fie vizitează bisericuțele misiune, fie merg în misiuni de evangelizare în fiecare an, iar atunci acești oameni spun, am nevoie de o educație creștină mai solidă. De aceea ei se împart în aceste două categorii, cei care sunt slujitori full-time sau cei care au deja o altă meserie, dar slujesc foarte mult și doresc să fie mai pregătiți. E bine asta și ne bucurăm că aveți această oportunitate de a pregăti generații noi de slujitori, fie în domeniul eclesiologic, fie în domeniile acestea laice, să spun așa, oameni pregătiți, oameni cu frică de Dumnezeu și să imprimați un caracter frumos după voia lui Dumnezeu. O întrebare practică pentru toți cei care ar fi tentați să aleagă o instituție de învățământ și o universitate precum Emanuel din Oradea, care ar fi costurile de școlarizare, cât e de costisitor sau nu să studiezi la Universitatea Emanuel din Oradea? Costurile sunt similare cu cele ale universităților de stat. La specializările de la Facultatea de Teologie, costul e de 385 de euro pe an, iar la specializările de la Facultatea de Management, 550 de euro pe an. Dacă vorbim despre programele de master, în cadrul Facultății de Teologie costă 440 de euro pe an,
iar la management 1000 de euro pe an. Însă aș vrea să fac următoarea precizare. Acesta este costul pe care, sau partea costului pe care o plătește studentul. Costurile noastre sunt mult mai mari de atât. Studentul nu trebuie să le plătească în întregime, de aceea aș vrea să precizez faptul că fiecare student începe cu o bursă invizibilă programele de studii. Și oferiți și burse de studiu sau anumite, eu știu, sponsorizări pentru anumite situații mai speciale, pentru anumite cazuri? Universitatea Emanuel oferă și burse, așa cum le cunoaștem cu numele de full scholarship în alte părți, adică modalitatea în care studentul nu trebuie să plătească nimic. Sunt burse care se oferă studenților care se validează și prin caracter și prin slujirea lor în biserică sau în campus și prin rezultatele deosebite de învățătură. Aceasta este bursa de integritate și excelență și avem un număr limitat de asemenea burse, aproximativ 10 pe facultate. Dar avem și situațiile excepționale ale unor tineri care, dintr-un motiv sau altul, nu au reușit să-și plătească costul întreg al studiilor. Prin urmare, se ia din nou în evidență caracterul lor, rezultatele la învățătură și slujirea în campus. Și balanța se echilibrează în final. Asta este o veste extraordinară, poate pentru unii dintre ascultători și unii dintre potențiali studenți. E bine că aveți această ofertă și susțineți educația și sprijiniți pe cei ce cu adevărat vor să învețe și să exceleze, de ce nu și în domeniul teologic. Spre finalul emisiunii v-aș ruga așa în câteva cuvinte să faceți așa o concluzie și încă o dată să amintiți de acest eveniment, de acest tur virtual, în care viitorii studenți ai Universității Emanuel Oradea pot să afle informații mai multe și mai variate și pot vedea condițiile de acolo, cum arată sălile de curs, de clase, campusul, biblioteca, capela și probabil alte facilități pe care le aveți. Dragi tineri, vă invit la acest eveniment special. Dacă doriți să auziți oameni mult mai interesanți decât mine și oameni care pot să vă vorbească în detalii despre specializările teologie, litere, asistență socială, muzică, informatică și management, vor fi prezenți profesori, studenți și absolvenți de ai noștri. Turul virtual are loc luni, 24 mai, de la ora 19. Pentru înscriere, vă invit să accesați www.emanuel.ro/tv. Vă așteptăm cu mare drag! Doamne ajută! Vă mulțumim, domnule Marcus Buzle, a fost cu noi la Actualitatea în Obiectiv, e project manager la Universitatea Emanuel din Oradea. Vă mulțumim pentru această prezentare frumoasă care ne-ați făcut-o și sper că i-ați încântat pe viitorii studenți și vă dorim multă binecuvântare în lucrarea pe care o faceți în pregătirea noilor generații care să îl slujească pe Dumnezeu într-o societate tot mai seculară și într-o societate care pe zi ce trece își pierde valorile creștine. Vă așteptăm și cu altă ocazie și, de ce nu, cu alte noi informații, alte noi provocări. Sunteți binevenit la Radio Vocea Evangheliei București și pentru tot ceea ce faceți, fie ca binecuvântarea Domnului să fie peste întregul corp profesoral, întreaga echipă de acolo. Mulțumesc, a fost plăcerea mea și Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea deosebită pe care o faceți la radio. Mulțumim și noi, dragi ascultători. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu până data viitoare când ne vom reîntâlni. Fiți binecuvântați!